săturat. Am să-i spun acelui bătăuș că nu ne mai poate asupri. Politicos. Nu e o idee bună. Sykes i-a bătut pe alții pentru mai puțin. Dodger are dreptate. O să-ți dea o mare bătaie. Mare bătaie. Nu-ți face griji, Dodge. Trebuie doar să vorbești frumos. O să-mi fie dor de tine. Nu aveți de ce vă teme. Nu, Oliver! Nu fa asta! Wow! Ei, a mers? Ceva îmi spune că am nevoie de o nouă abordare. Dacă voi trei nu vă faceți de lucru, am să vă turtesc fețele. Clar? Băieți, cui îi aparține spectacolul ăsta? Bill Sykes? Da. Nu! Ne aparține nouă! Și eu spun să facem ceva odată pentru totdeauna cu Anușca și cu bătăușul ăla de Sykes. Păi da, am încercat totul! Nu chiar totul! Uitați-vă la ce mă gândesc eu! Îmi place să apară în partea asta a scenei. Și dacă mă gândesc mai bine, îmi place mai mult în partea asta. Nu, în partea asta. Nu, în cealaltă, vă rog. Nu, aici vreau tron. Ce s-a întâmplat? Ți-e frică de un bețișor? Hei, încetează! Hai să le rănești! Și tu ce ai să faci pentru asta, piticule? Eu... Să înceapă spectacolul! Du-te acolo și începe spectacolul! Doar puțin umor înainte de spectacol, oameni buni. Oricum, am onoarea să vă prezint evenimentul pe care l-așteptați. Doamnelor și domnilor, aplaudați frumoasa și bestia. Nu sunt sigur care e frumoasa și care e bestia. Am un aranjament frumos, nu? Fraierii ăia fac toată treaba și eu iau tot mălaiul. Te furișezi pe la spatele meu? Am să dau cu tine de... Nimeni nu-i face asta lui Bill Sykes! Bravo! Bravo! Întoarce-te! Cum îndrăznești să strici spectacolul minunatei Anușca? Da! Nu îți ajunge istorie! Te avertizez, nu-mi sta în cale.
bine, față de solzi. Am să te fac poșetă acum. Aligatorul are probleme. Hei, am glumit. Opriți-l, opriți-l, saci de praf. Doar dacă spui că-ți pare rău. Nu spun nimănui că-mi pare rău. Bine, cum vrei tu. Hei, bine, îmi pare rău. N-am auzit. Îmi pare rău. Aș vrea să-l punem puțin la regim. Ce ascultați, mulțimea? Avem succes! Da, eu zic că e timpul să ne pregătim pentru al doilea spectacol. Da, da, al doilea spectacol. Poate că e doar o bănuială, dar ceva îmi spune că steaua spectacolului nostru este mama Micii Șopârle. Întotdeauna plâng la întâlniri. Ești sigur că vrei să mai faci un spectacol? Știi, sunt destui orfan pe lume. Bine, s-a dus spectacolul. Oh, bună, Fagin. Cred că ai venit să ne spui câteva cuvinte de încurajare, nu? Nu v-am spus să nu păstrați creatura? Dar, Fagin, ai spus să nu ținem aligatorul în casa frăsiei, nu în afară ei. Știi foarte bine ce am vrut să spun, nu? Ei, măcar am câștigat niște bani din asta. Și veți plăti pentru toate daunele provocate. Stați puțin! Publicul a venit să vadă un spectacol și vor primi un spectacol! Avem propriul nostru spectacol! Să vedeți ce succes suntem! Toată lumea vrea să mă vadă! Voi fi o stea foarte mare! O scenă! Ce distracție! Uitați-vă la frumusețea mea radiantă! Aplaudați când fac plecăciunea! Sunați la Sunset Grill, spuneți domnului McMill, sunt pregătită pentru portrete! Veniți să mă cunoașteți, sunt Anușca! Nu cred că a mers foarte bine. Oh, stați! Eu sunt Anușca Babușca, sunt steaua spectacolului! Cred că numărul ăsta ar trebui să mai fie îmbunătățit. Politicos! Nu e o idee bună, Sykes i-a bătut pe alții pentru mai puțin. Dodger are dreptate, o să-ți dea o mare bătaie. Mare bătaie! Nu-ți face griji, Dodge. Trebuie doar să vorbești frumos. O să-mi fie dor de tine. Nu aveți de ce vă teme.
Nu fa asta! Wow! Ei, a mers? Ceva îmi spune că am nevoie de o nouă abordare. Dacă voi trei nu vă faceți de lucru, am să vă turtesc fețele. Clar? Băieți, cui aparține spectacolul ăsta? Bill Sykes? Da. Nu! Ne aparține nouă! Și eu spun să facem ceva odată pentru totdeauna cu Anușca și cu bătăușul ăla de Sykes. Păi da, am încercat totul! Nu chiar totul! Uitați-vă la ce mă gândesc eu! Nu, îmi place să apară în partea asta a scenei. Și dacă mă gândesc mai bine, îmi place mai mult în partea asta. Nu, în partea asta. Nu, în cealaltă, vă rog. Nu, aici vreau tron. Ce s-a întâmplat? Ți-e frică de un bețișor? Hei, încetează! Hai să le rănești! Și tu ce ai să faci pentru asta, piticule? Eu... Să înceapă spectacolul! Du-te acolo și începe spectacolul! Doar puțin umor înainte de spectacol, oameni buni. Oricum, am onoarea să vă prezint evenimentul pe care l-așteptați. Doamnelor și domnilor, aplaudați frumoasa și bestia. Nu sunt sigur care e frumoasa și care e bestia. Am un aranjament frumos, nu? Fraierii ăia fac toată treaba și eu iau tot mălaiul. Până aici, m-am săturat. Am să-i spun acelui bătăuș că nu ne mai poate asupri. Politicos. Nu e o idee bună, Sykes i-a bătut pe alții pentru mai puțin. Dogen are dreptate, o să-ți dea o mare bătaie. Mare bătaie. Nu-ți face griji, Daci. Trebuie doar să vorbești frumos. O să-mi fie dor de tine. Nu aveți de ce vă teme. Nu, Oliver, nu fa asta. Ei, a mers? Ceva îmi spune că am nevoie de o nouă abordare. Dacă voi trei nu vă faceți de lucru, am să vă turtesc fețele. Clar? Băieți, cui aparține spectacolul ăsta? Bill Sykes? Da. Nu! Ne aparține nouă! Și eu spun să facem ceva odată pentru totdeauna cu Anușca și cu bătăușul ăla de Sykes. Păi da, am încercat totul! Nu chiar totul! Uitați-vă la ce mă gândesc eu! Nu, îmi place să apară în partea asta a scenei. Și dacă mă gândesc mai bine, îmi place mai mult în partea asta. Nu, în partea asta. Nu, în cealaltă, vă rog. Nu, aici vreau tron! Ce s-a întâmplat? Ți-e frică de un bețișor? Hei, încetează! Hai să le rănești! Și tu ce ai să faci pentru asta, piticule? Eu... Să înceapă spectacolul! Du-te acolo și începe spectacolul! Doar puțin umor înainte de spectacol, oameni buni. Oricum, am onoarea să vă prezint evenimentul pe care l-așteptați. Doamnelor și domnilor, aplaudați frumoasa și bestia. Nu sunt sigur care e frumoasa și care e bestia. Oh.
Am un aranjament frumos, nu? Fraierii ăia fac toată treaba și eu iau tot bălaiul. Te furișezi pe la spatele meu? Am să dau cu tine de... nimeni nu-i face asta lui Bill Sykes! Bravo! Bravo! Întoarce-te! Cum îndrăznești să strici spectacolul minunatei Anușca? Da! Îți ajunge istorie! Oh, 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 oh